Aș vrea să deschidem Cartea Sfântă Biblia. Am să citesc un singur verset, având în vedere că este slujbă de binecuvântare a copiilor, din Proverbe, capitolul 22, versetul 6, unde cuvântul Domnului spune așa: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să vă spun, copiii sunt un dar de la Dumnezeu, dar de care avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, cum îi creștem. Prin urmare, lucrurile cele mai de valoare care le ai și care le am sunt copiii noștri, pentru că sunt singurile bunuri cu care vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Înțeleptul Solomon spune: învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Oare la ce se referă când spune el calea? Dacă vreți, în locul cuvântului cale, acestui substantiv, vă rog să puneți un mod de viață. Învață-l pe copil să-și aleagă un mod de viață. Vedeți dumneavoastră, trăim în lumea aceasta între atâția oameni care fiecare și-a ales un mod de viață. Dumneavoastră v-ați ales un mod de viață marcat de copilărie. Pe parcurs, unii v-ați schimbat acel mod de viață. Poate era un mod de viață tenebros, un mod de viață păcătos, un mod de viață rău și l-ați schimbat. Pentru că modul de viață în timp se poate schimba. Dar atât de mult influențează copilăria modul de viață pe care îl alegem, mediul în care creștem, încât ne poate afecta pentru restul vieții. În Proverbe, capitolul 14, versetul 12, tot Solomon spune: multe căi pot părea omului bune și la urmă duc la moarte. Adică multe moduri de viață pot părea omului bune. Până la urmă, modul de viață este filozofia de viață pe care ne-o alegem fiecare dintre noi. Uitați-vă, Biblia prezintă câteva moduri de viață. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11, Duhul Domnului îi vorbește lui Ioan în felul următor. Ascultați, Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. E un mod de viață. Sunt oameni care își aleg în lumea asta să fie nedrepți. Nu pot să fie cinstiți. Dacă nu-s nedrepți, parcă nu-s ei. Pentru că și-au format aceste aptitudini de a fi nedrept încă din copilărie. Un mod de viață. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Un alt mod de viață. Sunt oameni care, cărora le place lumea, le place plăcerea, le place mizeria asta morală. Cine este fără prihană, să trăiască mai departe fără prihană. Este un alt mod de viață. Adică fără prihană, fără păcat. Cine îi fără păcat, să trăiască mai departe fără păcat. Și cine este sfânt, să se sfințească. Iată, Biblia ne prezintă câteva moduri de viață. Din aceste moduri de viață, tu, eu, noi fiecare avem liberul arbitru, dreptul de a alege. Ce alegem este dreptul nostru. Dar consecințele nu vor mai fi dreptul nostru în alegeri, ci va fi dreptul nostru să răspundem în fața acestor consecințe. Biblia vorbește despre căi rele și căi bune. Și aș vrea, căile rele sunt căile lumii, iar căile bune sunt căile Domnului. De aceea este foarte important, după cum spune Solomon, învață-l pe copil. Să știți că mediul de a-l educa, de a-l forma, de a-l ajuta să își formeze un mod de viață, începe din familie. Perioada, spun psihanaliștii, perioada de educare a copilului este între 0 și 7 ani. Vă amintiți că la noi în România și nu numai, există un proverb care spune în felul următor despre un copil care nu-i manierat, despre un copil care e obraznic, care nu se conformează standardelor morale. Mă, n-ai cei 7 ani de acasă. Ce vrea să spun asta? În perioada asta, între 0 și 7 ani, este perioada când omul se formează cel mai bine.
Acolo își formează aptitudinile, deprinderile și în același timp își va forma și modul de viață. Drumul despre care vorbește Solomon. Învață-l pe copil. Asta este datoria mea ca părinte, nu este datoria bisericii, nu este datoria școlii sau altor instituții să-l învețe pe copil, ci prima datorie este a mea. De aceea, sistemul neomarxist din zilele noastre, care încearcă să influențeze sistemul învățământului, vrea să ia copiii încă de cât se poate de mici ca să educe, dacă se poate de la creșă, dacă se poate de la grădiniță, să implementeze în programul de grădiniță tot felul de programe care sunt peste nivelul lor pentru ca să influențeze, să-și aleagă un mod de viață cât mai depravat. Solomon spune, învață-l pe copil. Asta înseamnă o datorie de părinte care nu pot arunca în umerii bisericii, a școlilor sau altor instituții, ci este datoria fiecărui părinte să-și învețe copilul. În perioada asta de 0-7 ani, el se învață fie să-l aleagă pe Dumnezeu, fie să-l respingă. Uneori, chiar făcându-ne datoria de părinți, el, influențat de mediu, voi vorbi mai târziu, s-ar putea să-și schimbe modul de viață plăcut lui Dumnezeu, să-l dea pe unul al lumii, considerând că plăcerile lumii sunt mai gustoase și mai bune decât calea Domnului. Iată câteva căi lumești sau rele al întunericului pe care le prezintă Biblia. Biblia vorbește în Iuda, capitolul 1, versetul 11, despre următorul aspect, calea lui Cain. Iuda, capitolul 11, 1 Ioan 3, cu 12 și Genesa 4. Cine a fost Cain? Un băiat dintr-o familie. De fapt, Biblia vorbește despre Cain și despre Abel ca fiind primii născuți pe pământ, dar în același timp și datorită faptului că este prima crimă care are loc pe pământul acesta. Și în Iuda, capitolul 1, versetul 11, Biblia vorbește acolo despre următorul lucru. Vai de ei! Adică de cine? De cei care au ales calea lui Cain, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Vai de ei, căci au ales calea lui Cain. De fapt, foarte scurt vreau să prezint, doar o sinteză foarte scurtă, când vorbim despre calea lui Cain, despre ce vorbim? Despre religia falsă, despre invidie, despre ură și despre crimă. Toate acestea însumează calea lui Cain. Cain a avut o religie falsă. Îi cere fratelui să se ducă la câmp să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu privește spre jertfa lui Abel cu plăcere, dar nu privește spre jertfa lui Cain. Deși amândoi parcă sunt religioși, amândoi se duc să se închine lui Dumnezeu. Diferența o face Dumnezeu între cei doi. Invidia se naște în inima lui Cain. Dumnezeu vede inima lui Cain și îi spune, răul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cain, ești în pericol. Invidia, ura și toate acestea mă fac să nu privesc înspre jertfa ta. Calea lui Cain este o cale periculoasă. Creează creștini sau creează o religie falsă, oameni falși. Oameni care spun că sunt religioși, dar de fapt nu sunt. În inimă poartă altceva. Invidia, ura, discordia și în cele din urmă, crima. Calea lui Cain este periculoasă. Ajută-l pe copil să nu aleagă calea lui Cain. 1 Ioan 3 cu 12, nu cum a fost Cain care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. O a doua cale despre care vorbește Biblia este calea lui Balaam. Cine a fost Balaam? Știm cu toții că Biblia vorbește despre Balaam și ca fiind proroc, dar în același timp și ca fiind vrăjitor. La un moment dat, apostolul Petru îl numește în 2 Petru 2 cu 15 pe Balaam ca fiind proroc. După ce a părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat pe calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Și Dumnezeu zice că a pus capăt nebuniei prorocului. Dar dacă ne uităm în cartea Genezei, unde vorbește despre acest aspect, vedem că omul acesta se ocupa cu ocultismul, cu vrăjitoria, cu compromisul. Toate acestea sunt niște căi ale răului, pe care Biblia le comprimă și le numește simplu calea lui Balaam.
Uitați-vă în Apocalipsa 2 cu 14 ce spune Domnul Iisus. Dar ce am împotriva ta, a unei biserici, tu ai acolo niște oameni care țin de învățăturile lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Adică ce a făcut Balaam până la urmă? Ce a făcut el ca să-l compromită pe Israel? Uitați ce a făcut ca să-l compromită pe Israel. Au zis moabiților, aduceți fetele voastre și creați o sărbătoare. La sărbătoare, fetele voastre să înceapă să joace, să danseze. Și în timp ce vor dansa, izraeliții nu vor dansa, că ei se tem de Dumnezeu. Ei știu, au niște principii dumnezești, dar ei vor privi pe fetele astea mai puțin îmbrăcate, cum vor dansa, li se va aprinde pofta în ei pentru aceste fete și astfel ei vor cădea în păcatul curviei. Acest păcat îl va face pe Dumnezeu să se mânie pe ei și nu voi va trebui să nimiciți, Dumnezeu îi va nimici. Calea lui Balaam este calea compromisului, pentru că el, în urma banilor, se duce împotriva poruncii lui Dumnezeu ca să blesteme pe Israel. Este calea ocultismului, pentru că se ocupă de vrăjitorie și este calea plăcerilor senzuale. El compromite poporul lui Dumnezeu. Și fac o paranteză, de aceea cerem în Biserica lui Dumnezeu atenție la ținută. Pentru că ea, pentru femei, ținuta sumară poate fi provocatoare pentru bărbați. Calea lui Balaam este o cale periculoasă. Învață-l pe copil să nu fie un compromis, să nu se ocupe cu ocultismul, să nu se ocupe cu plăcerile senzuale, păcătoase ale lumii acestea, pentru că sunt înșelătoare. Mai este o cale și anume calea lui Ieroboam. Este calea libertinismului. Oamenii vor să fie liberi. După Revoluție am strigat libertate, dar de fapt am vrut libertinism. Libertinism înseamnă fiecare să facă ce îi place, să nu existe nicio autoritate, să nu existe nicio normă față de care omul să se conformeze, să facă fiecare ce îi place. Iar Biblia spune că în vremurile din urmă, spune Apostolul Pavel, va exista o vreme de libertinism religios, un sincretism religios, va exista o vreme de apostazie religioasă, când oamenii își vor da învățători după poftele lor, slujbe după poftele lor, vor face totul după poftele lor. Este calea lui Ieroboam. Cine a fost Ieroboam? Ieroboam n-a fost decât un rob al lui Solomon, care în momentul când Solomon a auzit că vrea să submineze tronul, a vrut să-l omoare și el a fugit în Egipt. A stat în Egipt până când Solomon a murit. Când Solomon a murit, Ieroboam s-a întors acasă. După ce s-a întors acasă, experimentat acum fiind de străinătate, știți că Roboam, fiul lui Solomon, trebuia să urmeze la tron. Și bătrânii s-au dus la Roboam, la fiul lui Solomon, și au zis, este vremea ca tu să împărățești. Vrem să știm tu ce viziune ai ca și împărat. Vrem să știm dacă vei fi mai bun sau mai rău decât tatăl tău, mai aspru. Solomon a fost un rege foarte aspru, foarte sever. Vei fi mai bun decât Solomon sau vei fi la fel ca tatăl tău? Sau poate nici nu ne gândim noi că vei fi mai rău. Duceți-vă și stați o vreme, vreau să mă înțeleg și cu tinerii. Și a făcut un consiliu al tinerilor și a venit tinerii și a zis, ascultați tinerilor. Au venit bătrânii și m-au provocat la a le spune viziunea de împărat. Spuneți-mi ce să le spun. Tu spune-le că o să fii mai rău decât tatăl tău. Mai aspru, că degetul tău o să apese mai tare, că dările o să fie mai mari. Și el, spune Biblia, că a lăsat sfatul bătrânilor și a luat sfatul tinerilor. Așa s-a rupt împărăția lui Israel. Două seminții au rămas cu Roboam și 10 seminții s-au dus cu Ieroboam. Ieroboam a zis în felul următor, eu știu ce vrea poporul, vrea libertinism. Vreți libertate? Da, vă dau, ce vreți? Vreți pensii mari? Vă dau pensii mari. Vreți să nu mai lucrați? Nu o să mai lucrați. Vă dau ajutor social. Vreți să dezmăți? Da, deschidem case de dezmăți. Vreți să vă duceți să vă închinați pe munții Garizim, pe Ebal? Unde vreți să vă închinați? Să facem Dumnezei străini? Da, vrem. Bun, facem Dumnezei. Și praf a făcut poporul Israel. Calea libertinismului distruge creștinismul. Distruge creștinismul pur, autentic. Calea libertinismului este calea lui Ieroboam, de care Biblia spune, ferește-te, ferește-ți copiii de libertinism. Libertate nu înseamnă libertinism. În America există libertate, dar libertatea asta se datorează unui regim foarte aspru și sever.
Acolo nu contează cine ești, dacă ai greșit, plătești. Te-ai întâlnit cu polițaiul pe autoban sau pe drum, te-a oprit, te-a somat, poți să fii senatorul statului Arizona, cum s-a întâmplat, dacă ai depășit viteza, polițaiul își face datoria. Acolo nu poți să te iei cu polițaii cum te iei aici la harță, pentru că el este într-un fel regele drumului. Și dacă te-ai luat cu ei la harță, imediat ți-au pus cătușele și te ascund. Nu te mai vezi altul. Există legi. Libertate nu înseamnă libertinism. În biserică există o libertate a Duhului, dar nu libertinism. Libertate înseamnă să mă subordonez standardelor lui Hristos, să mă mișc în aceste hotare stabilite de Dumnezeu, nu să trec peste aceste hotare cum a trecut Samson, peste Țorea și Eștaol și s-a dus până la filisteni, pentru că asta înseamnă libertinism. Și în libertinism îți pierzi puterea, îți pierzi sănătatea, îți pierzi ochii și în final îți pierzi viața. Mai este o cale despre care vorbește Biblia în Iuda 11, este calea lui Core, Datam și Abiram, o altă care era, și anume calea răzvrătiților. Ăștia sunt oameni niciodată mulțumiți. Întotdeauna se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva slujitorilor lui Dumnezeu, împotriva bisericilor lui Dumnezeu. Niciodată nu sunt mulțumiți, ci mereu vor altceva. Ei vor să schimbe pe toată lumea, dar pe ei nu vor să se schimbe. Iată, Iuda 11, vai de ei, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Ce-a făcut Dumnezeu? Când Dumnezeu a văzut pe Core, Datam și Abiram că s-au răzvrătit împotriva lui Moise, zicând numai prin Moise vorbește Dumnezeu, Dumnezeu a zis, dați-vă la o parte de lângă oamenii aceștia, de lângă familiile lor, de lângă copiilor, pentru că astăzi veți vedea ce va face Domnul. Și s-a deschis pământul, i-a înghițit pe Core, Datam și Abiram împreună cu familiile lor, cu rudele lor și toți, pentru că această răzvrătire poate să-ți afecteze nu numai pe tine, ci întreg neamul tău, întreagă familia ta și chiar și prietenii. Ferește-te de calea răzvrătirii. Mai este o cale rea despre care vorbește în Psalmul 1, calea păcătoșilor. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea păcătoșilor și nu se așează pe scaunul batjocoritorilor. Calea păcătoșilor este o cale infectă, o cale abjectă, o cale rea pe care trebuie să o părăsești, pentru că altfel distruge. Și mai este una despre care a vorbit însuși Iisus, și anume calea păgânilor sau calea ateilor. Matei 10:5. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate de samariteni. Calea păgânilor însemnând calea ateismului. Dragul meu, acestea sunt căile întunericului. Învață-l pe copil calea care trebuie să o urmeze. În fața lui stau aceste căi. Pentru că orice om se naște cu predilecții înspre aceste căi. Nici unul nu se naște cu predilecția de a fi sfânt. Fiecare se naște cu predilecția de a fi păcătos, de a alege una din aceste căi. Sunt mult mai multe căi ale răului, dar nu permite timpul să le prezint. Vreau să prezint și căile bune sau căile Domnului. Biblia spune că Domnul are mai multe căi, care în final Iisus le sintetizează și le face o singură cale, atât căile răului cât și căile binelui. Căile binelui numindu-le calea Domnului sau calea îngustă, iar căile răului numindu-le calea largă. Vom vorbi și despre acest lucru. Iată căile Domnului. Psalmul 25, versetul 4. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Domnul are mai multe căi. Cum este calea asta Domnului sau cum sunt căile bune? Căile bune sunt desăvârșite. Psalmul 18, versetul 30. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul lui este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Iată, căile Domnului sunt desăvârșite. Desăvârșit înseamnă perfect. În Dumnezeu nu există decât perfecțiune. Perfecțiune infinitezimală. Nu există niciun minigram, absolut niciun unitate de măsură de strâmbătate. Dumnezeu este perfect. Căile Domnului sunt drepte. Osea 4:14-9. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte. Și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. De asemenea, căile Domnului sunt sfinte. Psalmul 77, versetul 13. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Căile lui Dumnezeu sunt adevărate, nu sunt false, nu sunt înșelătoare. Chiar dacă nu sunt plăcute, nu sunt populate, dar nu sunt înșelătoare, sunt adevărate. Apocalipsa 15:3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Acestea sunt căile lui Dumnezeu.
căile rele, Iisus le-a pus într-o singură sintagmă numite calea largă și căile bune sau căile Domnului în calea îngustă. Iar în Matei 7:13-14 spune așa: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Și ca să concretizeze Iisus această sintagmă a căii Domnului, Iisus spune și se identifică chiar cu calea. Ioan 14:6 spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Arată copilului calea care trebuie să o urmeze, în alte cuvinte, arată-l pe Hristos. Calea asta să o aleagă, nu căile lumii care sunt înșelătoare, ci căile Domnului care sunt sfinte, care sunt drepte, care sunt pure, care sunt curate. Și acum aș vrea doar să prezint pe scurt ce să învățăm pe copiii noștri când vorbim de calea Domnului. Ce să învățăm? Ce anume trebuie să fac eu să-l învăț pe copilul meu ca să învețe căile Domnului sau să învețe să-și aleagă calea bună, ca să n-am un eșec la urmă? Am văzut atâția părinți zdrobiți de copii. Nimeni nu poate zdrobi mai tare un părinte cum îl zdrobește un copil. Când sunt mici, te calcă pe picioare. Dar când sunt mari, te calcă pe inimă. Cea mai mare zdrobire o poate da un copil unui părinte. Și bietul părinte nu că nu l-a învățat. Că nu cred că există părinți care să-și învețe copiii rău. Dar fie i-a neglijat, fie n-a fost serios în aceste învățături, fie n-a fost un exemplu părintele pentru copil în aceste învățături. Ce să învățăm pe copii? În această lume stricată, deplorabilă, unde încă de la școală se învață că el poate să fie, dacă e băiețel, fetiță, și dacă e fetiță, poate să fie băiețel. Că poți să te căsătorești nu neapărat cu un domn, ci poți o doamnă care să țină titlul sau titulatura de domn. Sau poți un domn să țină titulatura de doamnă. În această lume stricată, unde anormalul devine normal, ce să învățăm noi pe copiii noștri? Trebuie biserica să se ridice în fața acestui întuneric și să aibă curajul, puterea și să stea împotriva acestui val întunecat? Da. Iată ce să învățăm pe copii. În primul rând, învață-l pe copil frica de Domnul. Și ziceți, amin. Proverbe 1:7 spune așa: frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciune. Dragii mei, întotdeauna când în Biblie veți citi despre frică de Domnul, să nu vă imaginați că Dumnezeu stă pe un tron, un bătrân cu barbă albă, cu un ciomag în mână sau cu un toiag în mână, gata să lovească pe toți acei care nu se subordonează. Nu! Când Biblia vorbește de frică de Domnul, vorbește de un respect sfânt, de o reverență deosebită pe care fiecare dintre noi trebuie să-l avem față de Dumnezeu. Când ești acasă, trebuie să ai un respect sfânt față de Dumnezeu acasă. Te întrebi, tu îl respecti pe Dumnezeu acasă? Când ești în biserică, trebuie să ai un respect sfânt față de Dumnezeu în biserică. Nu vii aici să mesteci gumă, nu vii aici să te joci pe telefon, nu vii aici să citești ziarul, nu vii aici să vorbești cu vecinul, dar nu le fac astea nu pentru că mi-e frică de ușieri, nu pentru că mi-e frică de oamenii de ordine, ci în primul rând pentru că am respect față de Dumnezeu. Dacă n-am respect față de Dumnezeu, le voi face toate acestea sau unul dintre acestea, pentru că n-am niciun respect față de Dumnezeu. Dar când îl respect pe Dumnezeu, când am frică de Dumnezeu, lucrul acesta se vede prin viața practică, nu teoretică. Iosua 24:14, la vârsta de 110 ani, Iosua iese în fața națiunii lui Israel, care au ajuns acum în Canaan, în țara prosperă, dar în fața națiunii lui Israel, bătrân fiind, se uită la copiii lui, la soția lui și la poporul Israel care stătea în fața lui. Nu știu ce veți alege voi, spune Iosua, dar vreau să-mi urmați exemplu, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Alegem să avem frică de Domnul. Asta i-a învățat Iosua pe copiii lui Israel. Niciodată n-ar fi stat ca un reper moral Iosif în Genesa 39:9 și nu s-ar fi adresat doamnei Potifar, care îi făcea avansuri continue și zilnice de a se culca cu el, până când el a răbufnit la un moment dat, când aceasta insista să comită păcatul. Auziți ce răspunde Iosif: cum aș putea să fac un astfel de rău și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Știi ce înseamnă asta?
frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu se vede atunci când ești singur și nu te vede nimeni. Când ești numai tu cu monitorul în față, cu sticla asta electronică în față, cu telefonul, cu televizorul sau orice ar fi. Când nu te vede nimeni, unde navighezi, unde te duci, acolo se vede dacă tu ai frică de Dumnezeu sau nu. Crezi că nu te vede nimeni? Te vede însuși Dumnezeu. Învață-l pe copil frica de Domnul, Proverbe 2:1-5. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciunea și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Învață-l pe copil frica de Dumnezeu de acasă. Frica de Domnul nu este doar în biserică. Învață-l de acasă să aibă respect față de Dumnezeu și respectă-l și tu pe Dumnezeu ca tată și mamă acasă. Nu te comporta altfel de cum te comporți în biserică. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, învață-l să-și aleagă un anturaj bun. Rousseau, unul din psihologi, spunea așa: omul se naște bun, societatea îl corupe. Și într-un fel are dreptate, pentru că omul se naște cu o tabula rasa, cum o spunea el, o tablă ștearsă. Pe această tablă scrii tu sau scrie lumea? Scriu prietenii, contează cine sunt prietenii copilului meu. Mă interesează anturajul în care el se duce, pentru că anturajul poate să fie benefic sau distrugător pentru copilul meu. Se pot supăra toți cei din anturajul acela dacă eu îi spun copilului meu: n-ai ce căuta acolo în anturajul acela. Pot să se supere pe el, să se supere pe mine, să se supere pe cine vor. Mă interesează anturajul unde se duce copilul meu. Psalmul 1, versetul 1 și 2 spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Iată anturajul cel mai bun pentru copiii lui Dumnezeu. Nu este lumea, ci este un anturaj al celor neprihăniți. 1 Corinteni 15:3 spune Pavel: prieteniile rele strică obiceiurile bune. Tu poți în casă să ai un anturaj bun, dar dacă ți-o ieși din casă, se duce la școală și își găsești un anturaj rău, anturajul acela rău are mai mare influență decât anturajul tău bun din familie. Uneori copiii noștri cred mai mult prietenii decât ne cred pe noi. Deși noi le vrem bine copiilor noștri și le spunem adevărul, ei au impresia că noi suntem dușmanii lor și prietenii sunt prietenii lor. Și când dau cu capul în bara de sus și văd că ce-au făcut, se întorc și zic: tată, mamă, tu ai avut dreptate. Este prea târziu. Uneori mai putem schimba lucrurile, le mai putem fixa, alteori niciodată. De aceea ascultă-mă bine, tânărule, tata și mama tău este prietenul tău cel mai bun după Dumnezeu. Nu există mai bun prieten în lumea asta ca tata și mama. Ei îți vor binele, ei nu sunt dușmanii tăi, chiar dacă îți spun lucruri care nu-ți plac. Nu-ți plac acum și te dor, dar mai târziu vei fi fericit. Contează anturajul, contează, pentru că anturajul formează mediu și în mediu se formează individul sau omul. Știți, când eram copii, noi n-aveam telefoane. Ne jucam pe câmp și alergam pe acolo, veneam acasă. Seara acasă, când mă întâlneam cu frații mei, ne jucam de adunare, eram patru. Așa se întâmpla că eu eram conducătorul, asta a fost predestinat. Un frate din Suceava mi-a spus în felul următor: frate, și noi ne jucam de adunarea. Și într-o zi părinții noștri, zice, s-au dus la rugăciune, ne luau și pe noi la rugăciune. Mici așa cum eram, mergeam la adunare, la rugăciune cu frații. Și noi, neștiind, eram copii, ne mai jucam noi pe acolo, mai făceam, dar auzeam cum se prorocește. Și prorocea, și când prorocea prorocul, zice, stătea în gură cască și ne uitam la proroc cum prorocește. Și în timp ce prorocea, ne-am dus la o rugăciune, la alta. Într-o seară tata ne-a lăsat acasă, a zis: stați cu minți acasă, bă, să nu faceți prostii, că noi, eu cu mama, mergem la rugăciune, o să stăm acolo câtva timp și ne întoarcem. Din întâmplare tata a uitat ceva acasă și s-a întors. Când s-a întors acasă, a auzit gălăgie mare înăuntru. De fapt, ce-am făcut noi? Am început și noi să ne jucăm de adunarea. Și ce-am făcut? Am început să cântăm. Și am început să ne rugăm. Și după ce am început să ne rugăm, în timp ce ne rugăm, un frate de-a nostru a început o prorocie: poporule, poporule, așa vorbește Domnul, curând vine un necas peste tine, roagă-te Domnului să te scape. În timp ce ăsta prorocea, a intrat tata: mă, ce faceți aici? S-a speriat, a înghețat copiii. Păi ce să facem, ne rugăm. Mă, vă bateți joc de darul prorociei, măi, nu-i voie, mă. Și s-o lua după prorocel cu cureaua să-i administreze câteva curele. În timp ce prorocelul fugea prin casă, striga: v-am spus că să-și împlinește lucrarea! Să-și împlinește lucrarea, fraților!
Da, e glumă, e un adevăr, dar mai bine să te joci de adunare acasă decât să stai pe tabletă, să stai pe telefon, să te joci la Nintendo, Super Nintendo, atâtea jocuri electronice care sunt, care absorbe și ne fură copiii noștri din fața noastră, ei stau în casă cu minți, ne bucurăm că nu ne deranjează, ne bucurăm că stau cu minți în fața ecranelor, dar să știi că ți-i fură din casa ta, ți-i fură pe calea rea. Influențează-l și creează-i copilului tău un anturaj bun. Sunt prieten cu toți acei ce iubesc pe Domnul, spunea omul lui Dumnezeu. Inițiază-l și ajută-l pe copil să-și adu-l la biserică, nu lăsa pe copil acasă. Vino duminică seara la biserică, că dacă nu vii tu, generația viitoare se învață că duminică seara nu-i biserică. Asta s-a întâmplat în America. În America, acum 100 de ani, biserica era în flăcări. Cine predica mai puțin de o oră era considerat lipsit de Duhul Sfânt. Erau nelipsiți duminică dimineața și duminică după masă de la biserică. Astăzi nu mai sunt biserici în America să facă slujbe, biserici americane după masă. Toate bisericile americane după masă sunt închise. Pentru că la un moment dat s-au obosit, s-au obișnuit exact ca aici, să nu mai vină după masă creștinii, ci să vină numai dimineața. Și păstorul a zis, cu cine să mai fac slujbă după masă? N-are rost să mai facem slujbă, fraților, că și așa nu veniți, vin eu cu trei oameni. Închidem biserica. Și biserica a zis, amin. Și iată că un program de 4 ore a ajuns să fie dimineața un program de 2 ore. Sigur că există biserici mega, church, cum se numesc, mai mari, care au slujbe, dar tot dimineața, doar câte 2 ore. 2 ore de la 9 la 11, de la 11 la 1. Și după aia acasă, după masă, toată lumea e liber, că trebuie să petrecem timp în familie. Trebuie să fim cu familia. Înțelegeți? Drumul spre iad e pavat cu intenții bune. 3. Învață-l să cultive un caracter frumos. Știți ce îl interesează pe Dumnezeu? Nu frumusețea, nici talentul, nici reputația. Cei mai mulți oameni sunt interesați de frumusețe. De aceea această companie cosmetică face miliarde de dolari în fiecare an, pentru că toți vrem să fim frumoși. Și nu-i rău. Cine vrea să fie urât? Este aici cineva care vrea să arate urât? Nu. Eu cred că nu, dacă ești normal. Nu. Numai dacă ești, nu ești normal. Vrei să arăți urât. Dar nici anormalii nu vor să arate urât. Toți vrem să arătăm frumos. Și e ok, că frumusețea vine de la Dumnezeu. El a creat grădina Edenului, ceva frumos. Dar nu frumusețea contează. Absalom a fost frumos. A fost unul dintre cei mai frumoși pe care a avut Israelul. Unul din copiii lui David. Părul lui frumos, fața lui frumoasă. Totul a fost perfect. Dar n-a avut ce era mai esențial. Caracter. Talentul. Talentul este bun. Promovăm în biserică talent și nu ne interesează caracterul. Oh, cântă frumos, frate. Da, mă, dar uite că mai și bea, mai și face anumit. Dar nu, lasă-l. Acum treci peste asta, frate, că nu e așa grav. Las că s-a pocăit el, că nu știu când s-a pocăit el. Când? Poate niciodată. Dar el s-a pocăit. Trăim cu speranța. Dar dacă cântă frumos, lasă-l, domnule, să cânte. Dacă nu-l lași să cânte, vine neamul, vine, creăm tensiune în biserică. Contează foarte mult talentul. E fain să avem predicatori talentați, cântăreți talentați, dar nu numai talentați. E bine să fie și cu talent, că Doamne fer să pui pe unul care predică și nu are nici talent de predică, sau să cânte. Mai bine o recită decât să o cânte, dar el vrea să cânte. Nu contează, el vrea să cânte, că asta vrea el, înțelegi? Și tu trebuie să-i satisfaci dorința lui. N-are nicio clinș în mânecă cu muzica. E bine să fie și talent, dar nu numai talent. Reputația, contează și reputația. Iisus a spus, cine zic oamenii despre mine că sunt eu? Contează foarte, foarte mult și reputația. Dar cel mai mult, dintre frumusețe, talent și reputație, contează caracterul. Înainte să cânți, înainte să ai talent, înainte de reputație, înainte de frumusețe, e caracterul. Goliat a avut talent, dar n-a avut caracter. Saul a avut reputație, a vrut reputație, dar n-a avut caracter. Învață-l pe copil să aibă un caracter frumos. Învață-l pe copil să-și dezvolte o relație de comuniune cu Dumnezeu. Dragii mei, creștinism nu înseamnă viață în roz. Creștinism înseamnă uneori și necaz. Înseamnă și persecuții. Înseamnă uneori chiar și moarte. Creștinismul poate fi ceva foarte greu. Matei 10:22, veți fi urâți toți din pricina numelui meu. De unde să știu eu că sunt pe calea cea bună? Când Apostolul Pavel spune, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos vor fi prigoniți.
Semnul că ești pe calea Domnului, pe calea aceea despre care vorbește Solomon, învață-l pe copil să-și aleagă acea cale. Nu-l poți forța pe copil să-și aleagă calea, dar învață-l. Pentru că fiecare om are liberul arbitru, de aia nu botezăm copiii mici, bebelași. Pentru că ei au dreptul când ajung mai mari să-și aleagă calea. Învață-l să muncească. Învață-l pe copil să muncească, nu-i cumpăra tot ce vrei. Dacă te duci în magazin și copilul se bate cu burta de pământ că nu-i cumperi jucăria din vitrin, din vitrină, știi ce îi lipsește copilului? Nu iaua, nu jucăria. Învață-l pe copil să muncească, cât e de mic, dă-i de lucru, dă-i responsabilități. Proverbe 6:6, du-te leneșule la furnică. Eram mic, aveam 8 ani sau 7 ani, eram la bunica în localitatea Borcut, lângă Târgu Lăpuș. Mă trezea dimineața la 6 și asemenea lui Ion Creangă, așa aș fi strâns și eu pupăzaia din tei, dar zicea bunica, scoală-te că-i sus soarele pe cer, hai du-te cu vacile, trebuie să mergi cu vacile în turmă. Și așa copil mic cum eram, mă sculam dimineața când era ceață și soare și mergeam prin ceața aia, nici nu știam că n-aveam niciun GPS, nu mă nimeream și eu în câmp acolo, dar mă deranja că dimineața aș fi dormit cel mai bine. Învață-l pe copil să se trezească la timp. Învață-l să-și facă camera, să-și facă patul, să nu fie toate vraiște acolo. Învață-l să fie disciplinat și ordonat. Învață-l să dăruiască. Proverbe 3:9-10. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Învață-l să dăruiască. Să dăruiască celui necăjit, să dăruiască bisericii. Învață-l să nu fie un zgârcit. Învață-l. Învață-l să fie disciplinat. Și învață-l să fie mulțumit. Doresc să mă opresc aici. Dumnezeu să ne ajute să ne achităm aceste responsabilități. Învață-l pe copil, nu pe adult, calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, își va aduce aminte. Sunteți aici foarte mulți cu care am stat de vorbă și am auzit chiar de la acest anvon spunându-se: când eram copil, tata mă ducea la rugăciune sau tata și mama se rugau și auzim rugându-se. Vreau să vă întreb, copiii noștri ne aud pe noi rugându-ne? Mai există acele momente de rugăciune când noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu sau nu mai există? Dumnezeu să ne trezească, amin.